Și a sosit momentul mult așteptat de dumneavoastră, cu siguranță. Camelia Pătrășcanu este alături de mine în platou și vorbim evident despre horoscopul săptămânii următoare, cu multe evenimente astrale. Ne așteaptă o lună plină. Este un aspect foarte important, se produce o singură dată în an sub patronajul Vărsătorului și are un aspect foarte interesant această lună plină, care oricum ne emoționează, ne sensibilizează, dar care poate aduce și spor și schimbare de spor. Sau spor în urma unei schimbări în viața noastră, se produce și în conjuncție cu punctul de karmă, ceea ce înseamnă că răscolești această lună plină, care se produce miercuri, dar suntem sub impactul ei miercuri și joi, răscolește poate vechi situații din viața noastră în care noi ne-am simțit constrânși, pentru că luna asta plină dorește să ne simțim liberi și să facem lucrurile pentru care avem cu adevărat chef și chemare și le identificăm acolo în viața noastră, unde funcționăm, la muncă sau în relații, ce parte ni se potrivește din tot ce se întâmplă și unde noi avem rezistențe. Aceste rezistențe fie le modelăm prin schimbarea noastră, fie schimbăm contextul și găsim un context, ne creăm un context în care să ne simțim liberi, pentru că e lupta pentru libertate, pentru degajare, pentru expresie personală, libertate de expresie. Asta aduce luna plină și mai intră și miercuri, tot de miercuri cu luna plină, intră în Vărsător, rămâne până la mijlocul lui februarie și pledează pentru o comunicare sinceră. Deci trebuie să ne creăm contexte de mai mare libertate și degajare și onestitate și sinceritate în viața noastră. Independență, nu? Și asta? Independență, de ce nu? Da. Nu ne așteptăm acum la rebeliuni și revolte în lanț, pentru că totuși sunt și aspecte mai potolite și mai cuminți, dar important este să identificăm în această săptămână unde nu suntem conform cu noi înșine. Sigur că facem tot felul de concesii și de compromisuri în viață pentru a putea funcționa. Știi că săptămâna asta care vine ar trebui să avem un nou guvern, adică vreau să interpretești din punctul ăsta de vedere. Iată, s-ar putea ca această lună plină să dea curaj celor care vin într-adevăr cu o schimbare și o schimbare numai de persoane, ci și de linie, pentru că și Marte este însăgetător și ne ajută, spiritul de dreptate, legea, Constituția, toate trebuie respectate, în adevăratul sens al cuvântului și mai ales în spiritul lor. Adică se întâmplă niște lucruri bune și aș zice că dă curaj această lună plină ca cei care ar fi fost dotați să facă schimbări, să nu mai stea în expectativă și să spargă, să facă niște breșe, să spargă niște bariere sau niște cutume sau niște formalități sau niște convenții care s-au rigidizat prea mult și amenință ca oamenii să nu-și mai trăiască nici profesionalismul și nici conștiința. Iar din punct de vedere nu doar politic, hai să zicem și economic, cum e săptămâna asta? Este, de exemplu, luni și marți, suntem mult mai prudenți, mult mai precauți în toate investițiile și tot ceea ce facem. Are și un tâlc începutul de săptămână, luni și marți, o separare de trecut ca să putem să facem schimbare și pasul înainte. Apoi luna plină, miercuri și joi, o schimbare de viziune, de optică, dar și identificarea zonelor. Din perspectiva aceasta a banilor? În primul rând, suntem mai prudenți. Economisim mai mult, sau asta e politica pe care ne-o propunem la această lună plină. Pe de altă parte, tot ceea ce cheltuim, timp, energie, bani, trebuie să fie o investiție. Cu alte cuvinte, să știm clar ce avem de câștigat, ce folosim de pe urma cheltuielilor, consumului nostru. Și asta este foarte important, pentru că de multe ori consumăm pentru plăcere, dar plăcerea trece și înlocuită de o alta care ne supune la un alt consum. Și e o inteligență să știi să gestionezi cu dorințele, cu pasiunile tale, nu numai de gusturi vorbesc aici, chiar și cele legate de ambiții și de funcții și de bani, să știi să jonglezi cu ele astfel încât să obții lucrurile valoroase pentru tine fără să te înrobească. După și asta face această săptămână. După o scurtă